voi încerca să am cu dumneavoastră o colaborare cât se poate de deschisă cu instituțiile statului, să ne facem activitatea cu profesionalism și corectitudine, să facem demersuri în promovarea unor anumite lucrări de investiții pentru care au fost amendamente la legea bugetului în ultimii ani și aș enumera aici amenajarea râului Milcov pe sectorul Aval Golești, confluență cu râul Pudna, care are un studiu de fezabilitate aprobat în anul 2011, pentru care s-au făcut intervenții, s-a încercat promovarea pe linia noastră a apelor române, nu s-a reușit. Avem promisiuni în acest an din partea domnului ministru al dezvoltării, domnul Ion Ștefan, că ne va ajuta în promovarea acestei lucrări necesare, deoarece cursul râului Milcov străbate localitatea și de câte ori au fost precipitații deosebite, avem probleme și ne teamă că oamenii, mai ales cei din Lomotești, aici la intrarea în comuna Milcov, pot fi afectați de creșterea de niveluri și debite pe cursurile de apă. Nu neg că mai sunt necesare promovarea și altor lucrări, cum este cazul amenajării, o lucrare de asemenea propusă de noi din anii anterior, amenajarea râului Râmna la Gura Caliței, unde avem nenumărate sesizări a unor cetățeni, atât la noi, la prefectură, la Administrația Națională a Apelor Române, amenajarea râului Dălhăuți în comuna Cărlicele. Deci sunt mai multe necesare, nu este singura. În măsura în care vom reuși, sperăm să le ducem la bun sfârșit. E adevărat că activitatea de investiții este la noi mai mult de urmărire. Noi promovăm principalele materiale, notele de fundamentare conceptuale, le aprobăm și mai departe așteptăm alocarea de fonduri. Avem informații că în acest an s-ar aloca fonduri pentru o lucrare, tot așa cu ani în urmă promovată, amenajarea râului Trotuș în zona municipiului Arjut, unde chiar săptămâna trecută am dus pentru o reautorizare, obținerea reautorizării la Consiliul Județean această lucrare. Pentru alte discuții vă stau la dispoziție și